revedem aici, dar peste câteva luni vine vara. Da? Da. Mai, cât mai e? Aprilie, mai și deja vine căldura peste noi, așa că trebuie să avem un trup de invidiat. Eu am înțeles că voi mergeți la sală, da? Da, am și o glumă pentru tine. Aoleu, nu! Am o glumă pentru tine. Sucule, să-ți las, să nu las. Hai, zic, uite, eu sunt bună astăzi. Dar zi-o repede. Știi care este complimentul preferat al unui pompier? Vreau că zici ceva legat de sală. Nu strica gluma. Hai zi. Complimentul preferat al unui pompier? Ești frumoasă foc. Mulțumesc! Cât de frumoasă foc o să fiu și eu dacă o să merg la sală. Dar înaintea mea a ajuns acolo Antonia și a întrebat un specialist care-i treaba cu pilatesul, care sunt beneficiile, așa că hai să vedem și noi materialul. Bună dimineața, dragii mei! Ei bine, unul dintre motivele principale pentru care alegem să facem sport este evident că vrem să arătăm bine. Iar faptul că se apropie vara e un motiv în plus să ne dorim să arătăm cât mai bine, cât mai tonifiați. Așa că pentru asta, astăzi ne aflăm într-o sală de pilates și vom afla cum se face acest sport eficient și corect, că altfel nu avem rezultate scontate, desigur. Așa că am lângă mine pe instructoarea de pilates, Luminița Petrișor. Bună dimineața, Luminița! Bună dimineața, Antonia! Ce este mai exact Reformer Pilates? Pilatesul Periformer, acest aparat foarte special, care a fost creionat în prima fază de către Joseph Pilates și care la început a fost desenat, destinat recuperării medicale. Ei, în timp, el a suferit foarte multe modificări și acum are niște capacități și niște posibilități senzaționale de a lucra pe el și, din ce în ce mai mult, este folosit nu doar în sensul recuperării, ci și pentru tonifiere, ci pentru creșterea calității, capacității musculare, pentru reglarea dezechilibrelor, pentru a accede către zona aceea de performanță pe care, înainte de asta, o puteam găsi doar în săli, doar prin mijloace mai grosiere. Iată o listă extraordinar de lungă de beneficii, dar întrebarea este, e necesar să avem un antrenor cu care să lucrăm îndeaproape sau putem de capul nostru, să zic așa? Sigur că poți să lucrezi și singur acasă, important este să lucrezi, indiferent ce faci, oriunde, oricât. Dar atunci când lucrezi cu un trainer personal, lucrurile se modifică, iar rezultatele apar cu mult mai rapid. Spune-mi, Luminița, te rog, este o activitate destinată exclusiv femeilor? Este o întrebare care îmi place și este un lucru pe care mie mi-ar plăcea să-l aduc mai mult în studio, respectiv ca mai mulți bărbați să ajungă să practice Pilates. Beneficiile pentru bărbați, revin imediat și la femei, beneficiile pentru bărbați sunt absolut fabuloase în sensul elasticității și creșterii mobilității musculare. Când revenim la femei însă, tocmai stilul Pilates și faptul că lucrează mușchii în profunzime, faptul că Pilatesul subțiază foarte tare, dar în același timp crește și tăria musculară, face un avantaj extraordinar pentru practică atunci când vorbim despre femei. Se poate adăuga pe această listă a beneficiilor și pierderea în greutate? Da, prin practicarea Pilatesului poți pierde în greutate, însă nu este singurul factor. Important este cât dormi, important este nivelul stresului din corp, importantă este și alimentația. Pilatesul ce adaugă peste toate aceste lucruri atunci când ai ajuns să le bifezi este subțierea. Pilatesul strânge, Pilatesul alungește mușchii. Pilatesul îți dă viziunea aceea asupra corpului tău pe care o vezi adesea într-o revistă, pe care o vezi adesea în ceea ce îți imaginezi despre corpul tău și alături de noi poți obține acest lucru. Să știți că este foarte aglomerat aici, nu știu cum o să reușesc să rămân și eu puțin după filmare, să fac și eu, să mă pregătesc de vară. Să nu reușești, draga noastră colegă. Stai liniștită că ne-am ocupat noi de doleanțele tale. Așa că hai la treabă să vedem cât de bine îți face Pilatesul. Pare ușor, dar nu este. În schimb, îți lucrează intensiv toate grupele musculare. Desigur, dacă le faci corect. Îndrumat ca să le faci corect. Corect. Eu le-am făcut corect, așa că vă rog frumos, lăsați-mă 3 zile să rămân acasă, să-mi revin, nu e nicio supărare. Eu vă pup, ne vedem!